Ei, aici vreau să vă aduc, să vă ridic așa, să vă ridic la fileu un producător. Este HEP-ul. De câțiva ani au apărut la noi, la piese auto, au apărut kituri cu rea distribuție, role, evident, plus pompă de apă. Dacă acum 5-6 ani noi comandam chit de distribuție, cum este și cazul ăsta, chit de distribuție Daikos sau chit de distribuție original și pompă de apă separat, de câțiva ani au apărut kituri de distribuție cu tot cu pompă de apă. Continental are, Daiko are, Ina, iarăși da, Ina este producător de role, cu relele evident că nu le produc ei față de Daiko. Ei sunt convins că produce cineva, pentru că țin minte că la chituri de distribuție Ina pe curea scria Made in UK. Acum nu știu care era producătorul. Dar, și o să vă arăt aici. În chituri de distribuție marca HEP-ul, pe care, sincer, noi le cred că cele mai comercializate de către noi și folosite în serviciul nostru, ce producător de curea avem? Eu am și două stânci din dotare, te rog să filmezi. Ce producător? Continental. Făcut unde? Germania. În Germania. Bun. Pompa de apă, ce marcă credeți că este? HEP-ul, evident. Rolele, cea întinzătoare este Litens Canada și rola fixă făcută de Ina sau fixe câte ori fi. Kitul ăsta de distribuție HEP-ul, ăsta vă vând eu un pont, dacă nu știți deja. Kitul ăsta de distribuție HEP-ul costă, să zicem așa, aproximativ 500 de lei, cu tot cu pompă de apă. Dacă am fi cumpărat brandul ăsta, cu o pompă de apă, nu știm cine este producătorul, costa 600 de lei sau 650 de lei. Deci iată că putem economisi bani fără să facem rabat de la calitate.